Deci mă numesc Ilie Iordan, sunt din satul Cocșa Mare, comuna Viertan, și în urmă cu câteva săptămâni au apărut în zona noastră o firmă care instalează niște cabluri prin care vor să sondeze dacă există gaze naturale, cel puțin așa ni s-a spus. Teama noastră este că, de fapt, aceste gaze nu sunt niște gaze naturale, ci sunt gaze de șist. La noi se exploatează gazul natural din anii 50, știm că există gaz natural, nu cred că mai e nevoie să testeze gazul natural făcând de asemenea tipuri de prospecțiuni. Acum câteva zile m-am dus la terenul meu și am văzut că sunt instalate niște cabluri acolo. Le-am desfăcut din mufe, nu le-am distrus, le-am adus acasă, pe înserate. A doua zi, bineînțeles, că cineva m-a părât și s-a aflat că s-au luat niște cabluri. După aceea m-am trezit la poartă cu 5 jeepuri și încă 3 mașini puțin mai mici de la o firmă care se numește Prospecțiune S.A., da? Mm-hmm. Nici nu știam de fapt cine sunt, că nu m-au anunțat, nu mi-au spus nimic. Și vreau să știu ale cui sunt cablurile, le-am adus acasă, pentru că nimeni n-a venit să mă întrebe dacă au voie sau nu au voie să instaleze cablul pe proprietatea mea, care este cea la marginea satului. Și bineînțeles că a fost un circ foarte mare în fața casei, vecinii au venit să se uite ca la spectacol. Eram singur în fața porții cu 20 de oameni de la firma de prospecțiuni. 4 discutau cu mine și restul stăteau și mă priveau. Și pentru că le-am luat cablurile, acum ieri, după masă, când le-am făcut și fotografii unde, în timp ce ei încercau să reinstaleze cablurile pe care eu le-am luat, a doua oară, m-am dus și le-am spus să plece din terenul meu, nici măcar nu m-am putut apropia de teren, pentru că erau prea mulți cu mașini. Le-am făcut niște poze, după care m-am trezit cu poliția la poartă, ei au sunat la 112, a venit poliția de la Dumbrăveni să mă... să vadă cine sunt, să-mi ia datele, le-am spus datele, deci nu le-am arătat buletinul, le-am spus datele cine sunt și după aceea au plecat. A doua zi am fost chemat, au adus un cetățean din sat azi dimineață și am intrat la mine în curte, a încercat să mă bată, mi-a spus că mă omoară, m-a amenințat cu moarte, a auzit vecinic pentru că strigam la el și încercam să-l scot afară din curte. Mi-a sucit mâna aici lângă mașină, ar trebui să fug afară din curte ca să fugă după mine pe stradă, ca să vin după aceea înapoi să-mi încui poarta și să intru în curte să-mi încui poarta. Și în felul ăsta au plecat cei din sat, care erau tot cu cei de la firma respectivă, doamnele de la firmă care la început au fost un pic mai prietenoase, stăteau și se uitau la domnul Nistor Călborean, care îmi sucea mâna aici în curte la mine și care m-a amenințat că mă moară. După aceea au plecat și s-au întors după vreo 10-15 minute cu poliția de la Biertan, cerându-mi cablurile care le-am luat de pe terenurile mele. Și le-am spus că să-mi arate un act prin care de la procuror dacă vrea să intre la mine în curte. M-am invitat la postul de poliție, m-am dus cu actele de pământ să le arăt că de fapt este pământul meu. În tot acest timp vreau să vă spun că atât polițistul de la Biertan cât și domnii aceștia m-au intimidat prin a-mi spune că eu sunt de fapt un hoț și că am furat niște cabluri. Ori nu cred că există o lege în România în care să cineva să spună că dacă ai găsit niște lucruri pe terenul tău și le duci acasă, de fapt le-ai furat. Pentru că ei au intrat abuziv pe terenul meu și am vrut să știu ale cui sunt cablurile. Pentru că nu a venit nimeni să-mi spună instalez cablurile acestea. Noi suntem și
argument, eu am spus că în Constituția României este, proprietatea este garantată și m-am apărat cu acest drept din articolul 44 din Constituție și le-am spus că nu au voie să încalce proprietatea. Argumentul, contraargumentul lor a fost mereu același, că eu sunt un hoț și că le-am furat cablurile. Așa au durat mai bine de o oră discuția la poliția din Biertan. Am dat declarație, după aceea când m-a pus să semneze, de fapt era o declarație în care eu trebuia să recunosc că sunt un hoț și că am furat cablurile. N-am vrut să semnez această declarație, acest proces verbal de constatare. Domnul polițist a chemat un martor, l-a pus, au scris împreună un act, un alt proces verbal în care eu recunosc că nu vreau să semnez acel act. Mi-au verificat buletinul, au văzut că nu am viză de flotant, pentru că stau în casa părinților de când a murit mama și îngrijesc o mătușă handicapată și trebuie să stea cineva aici. Nu am un act de o viză de flotant. M-au amendat pentru lucrul ăsta, am plătit o amendă la primăria din Biertan în câteva minute. De fapt, aici în sat sunt sute de persoane care nu au viză de flotant și exact pe mine s-au găsit să mă amendeze. Bine, am plătit amenda. Firma, am avut foarte mare noroc cu o doamnă avocat care m-a susținut moral la telefon și mi-a spus să nu cedez. Am făcut o plângere penală împotriva firmei respective care și-a instalat cablurile. Și după ce unul dintre domnii de la pază a vorbit foarte frumos cu mine, m-a convins să le dau cablurile pe bază de un proces verbal, i-am spus că le dau numai în scris. Le-am măsurat cablurile, mă rog, au recunoscut că sunt în regulă, nu sunt rupte și așa, le-am dat cablurile cu acest proces verbal. Pe înțelegere amiabilă, am luat unul din procese, este la mine. După care, ei s-au întors la Biertan și au văzut că, de fapt, există o plângere penală pe numele firmei respective. Au venit din nou după mine să merg la Biertan să renunț la această plângere penală. Eu am insistat că vreau să vorbesc cu avocata, pentru că nu pot să iau așa o hotărâre. Și avocata m-a sfătuit să mergem pe plângerea penală, dacă deja este făcută, să mergem pe calea asta, pentru că, de fapt, ei mi-au încălcat dreptul de proprietate. Și așteptăm luni să vină doamna jurist sau doamna avocat să mă ajute să dau acea declarație la poliție, pentru că poliția îmi solicită în continuare să semnez acel act prin care eu recunosc că am furat niște cabluri. Adică, de fapt, ei vor să mă bage la un articol în care să mă facă hoț. Eu, din educația mamei mele, am fost învățat să nu fur niciodată. Mama mea a crescut 6 copii și n-a furat de la colectiv un kilogram de cartofi, niciodată. Și așa am fost educat, să nu fur. Deci eu nu pot să fiu acuzat de furt când am găsit un lucru pe terenul meu și l-am adus acasă.